În prezența președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, Direcția Județeană de Drumuri Caraș-Severin a semnat contractul privind execuția lucrărilor de modernizare DG573D Răcășdia DN57 Vrăniuț, cu o valoare totală a investiției de aproximativ 16,6 milioane de lei prin modernizarea tronsonului Răcășdia Vrăniuț. Consiliul Județean Caraș-Severin realizează un pas important în reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului. Am convingerea că prin semnarea contractului vom reuși să oferim comunității din zonă și celor care tranzitează acest drum confortul și siguranța atât de necesare, a declarat președintele Romeo Dunca.